Nasol. Oh, dar oare cum faci o femeie să fie? Cum faci o femeie să fie nebună după tine? E ziua lui, să nu vă aud. Să nu vă aud. Să n-aud nimic. Hai, tată, zi. Nebună după tine. Ei, ai venit în locul potrivit. Când vine vorba de a stârni atracție, de a deveni interesanți, carismatici, amuzanți și de a apăsa butonașele alea din oameni. E clar. Și când, dacă vrei să devii interesant, amuzant, carismatic, să apeși butoanele din oameni, ăsta e locul potrivit, e clar. Păi cine poate să-ți explice asta dacă nu un om care și-a apăsat propriile butoane, care s-a vindecat de căcaturi și care în fiecare zi e deschis la a mai învăța ceva nou. Și pentru că eu m-am trezit atât de mult cu mine, apăsa buton, pot să vin aici să te ajut și pe tine. Așa că bine ai venit pe canal astăzi. Vindecat de căcaturi? Vezi cum faci o femeie să fie mamă, mamăsita, complet nebună după tine. Băi, ați observat că în ultimul... Nu, ați observat că în ultimul timp... Stați că vine să râd. Ați observat că în ultimul timp, Loren, încearcă să fie amuzant? Încearcă să dea pasta cu... facem și o glumiță, o... Hai, dom'le, acum, la lucruri serioase, să... Dar un butonaș pe care l-avem majoritatea este acela al respingerii. Și ce vreau să... Stai puțin, că totuși clipul nu este despre cum să nu mai fii cringe. Clipul este despre cum o faci să fie nebună după tine. Nu, asta mă interesează. Poate îi place să fiu cringe. Înțelege momentul ăsta că ăsta e primul lucru pe care poți să-l faci ca să o nebunești complet. Primul lucru pe care vrei să-l înțelegi este că trebuie să te uiți la majoritatea semenilor tăi, la bărbații tăi, da? Ăștia pe care știi tu, prieteni, colegii tăi, colegi și așa mai departe, cât și la bărbații din societate. Ce spui tu în fiecare zi? Că, domnule, nu mai suport femeile că și-au luat-o în cap, sunt validate, sunt căutate. Dar nu spun asta. Nu, asta e. Iar vorbește din propria experiență? N-am spus asta niciodată. Toți frustrați și așa mai departe. Doar că nu înțelegi că și tu ești unul dacă te plângi fix de chestiile astea, pentru că tu vezi în aia ceea ce simți că e în tine și urăși că poate exista cândva. Și atunci ce vreau să-ți dai seama este exact ceea ce ai spus tu. E genial ceea ce ai spus. Tocmai că majoritatea sunt validate. Și ce atunci imaginează că vorbește cu cineva și îi dă replică personajului virtual. E foarte bine ce ai spus, da. Foarte bine că ai spus asta, uite, chiar mă pot lega de acest lucru. Totuși, de ce faci și tu același lucru? Așa că un butonaș pe care îl avem noi este că undeva în viața asta noi am fost respinși de o persoană pe care ne-o doream foarte mult. Desigur că plecăm de la părinți și desigur că e normal, e uman să existe un moment, 2, 15, în funcție de persoană, unde am fost respinși. După ce am fost respinși de părinți când aveau timp de noi în momentul ăla și noi am înțeles că mamă, mor să moară pișcalat. După am ajuns la școală, unde... Iarăși chat. Să moară pișcalat în primul rând și în al doilea rând iar ne spune, ne dezvăluie ceva din copilăria lui. În secțiunea membrilor canalului ai clipuri mult mai faine. Deci inclusiv el recunoaște că ăsta e un clip nasol. Acolo sunt clipuri mult mai mișto ca ăsta care... Na. Vino să le dai o probă. Vino să le dai o probă. S-ar putea să-ți placă maxim. S-ar putea să nu. Deși un profesor ne-a respins, pentru că am vrut să spunem ceva și s-a uitat la noi și a spus: eu nu-ți mai taci odată din gură, lasă-mă să-mi țin lecția. Ne-a respins și acolo și la noi trauma s-a dezvoltat mai mult, s-a sedimentat mai bine și am zis: încă o persoană care, de care eu dispun acum să învăț, să mă educ în viață, care uite cum mă tratează, nu-mi oferă iubirea, bla bla bla. Toată treaba asta o avem mai toți. Teama asta de a fi respins, trauma asta pe chestia asta o... Nu știu dacă e o traumă. Normal că nu-ți dorești să fii respins, că dacă ți-ai dorit să fii respins, nu te mai duce la ea. Normal că îți dorești să nu te respingă. Logic, dar asta nu înseamnă că tu ai o traumă. Există posibilitatea, există frica de a fi respins, da, înțeleg. Are logică, are logică ce spune, dar această frică de a fi respins, teama de a fi respins, nu este întotdeauna generată de o traumă pe care tu ai avut-o. Nu, îți dorești să nu fii respins, e absolut normal. Cu atât a devenit o obsesie. Cu cât îți spunea mai mult nu, lasă-mă, cu atât erai vino, merit să fiu cu tine. Asta duce iarăși cu gândul și la nice guy care stă toată ziua la fundul unei femei. Ok.
chat a trecut aproape jumate de clip. Ei, și acolo prieten bun cu ea și satisface toate poftele și cu cât tip asta îl îndepărtează mai mult, cu atât el vino, ok, exist ceva, pot să fac ceva, să fim împreună. Observi? Au. Coaching faci ca să... N-am înțeles nimic din ce a spus, nici nu mai chinui. Coaching faci ca să devii limitless. Exact ca în filmul ăla. Ați văzut chat filmul Limitless? Cred că era cu Bradley Cooper, dacă nu confund eu. Exact ca filmul... Mă scuzați. Exact ca filmul acela, unde tipul era fără limite, ce să vezi? Exact cum spune și titlul. Păi da, ăla lua o pastilă pentru a fi așa. Nu făcea coaching. Adică nici măcar filmul ăla nu e o referință foarte bună. E ca și cum ai spune, coaching faci ca să devii terminator. Exact ca filmul acela, unde tipul era... Terminator. Da, dar ăla era că era robot, dracului. Adică... N-a nicio legătură. Ce, ăla făcea coaching ca să fie limitless? Nu, lua o pastilă și era... Fivehead. Și faptul că ești cu mai multe femei, pentru unele va însemna la propriu o respingere și va crea o obsesie că, bă, dar de ce o vede pe aia interesant și mă vede pe mine? Deci, ideea lui Loren este dacă tu ai fost respins de o femeie și ai teamă de respingere, fă exact același lucru cu femeile, pentru că atunci vei crea în ele obsesia pentru a te avea. Ringuri și cult astăzi, dar ori, te pup, da. Și asta am înțeles. Exact asta am înțeles. Respinge tu femeile, pentru că pe măsură ce le respingi, ele vor deveni obsedate de tine și te vor căuta. Dacă tu ieși cu 4-5, la ce mai trebuie cursul lui? Corect. Îți trebuie, mă, ca să treci. Tu nu o să ajungi niciodată la nivelul lui. Ca să nu mai ieși cu 4-5, să ieși cu 40-50. Nu, el are întotdeauna varianta superioară. Oamenii cred foarte mult în treaba asta cu monogamia, cu exclusivitatea, cu domnule, pentru că eu n-am primit lucruri în viață. Nu mai bine vorbești pur și simplu cu o femeie? Pur și simplu, vorbești cu ea. Măi, uite, îmi place de tine, poate nu așa direct, sau exact cu aceleași cuvinte, dar pur și simplu. Hai să ieșim să bem un suc. Dacă vrea bine, dacă nu vrea, iarăși bine. Ce dracul e atât de complicat? De ce trebuie să faci tot teoria lui Loren? Trebuie să vină o persoană acum să-mi confirme, să-mi dea. Și atunci, pentru că ei cred în treburile astea, da, ghiși ce, te poți juca și cu treaba. Și femeile sunt oameni, promit. Exact. Tot respectul. Am mai spus treaba asta pe live. Când am descoperit eu pe la 17 ani, se prinde liceu oricum, am descoperit eu că și femeile vor sex, că eu credeam că femeile sunt exact cum zici tu, așa, bă, o fel de specie ciudată, care nu vor sex, numai noi bărbații vrem. Am descoperit, am stat de vorbă cu o fată și mi-a zis, da, bă, dar să știi că și noi vrem sex. Am rămas un pic, da? Da, adică nu. De fapt, da, e logică. Știi, atunci mi-am dat seama. Să rugă, de fapt, și ele, da, de fapt, stai puțin, că e oameni și ele. Corect, așa e. A uitat să menționeze, și noi vrem sex, dar nu cu tine. Bă, aia e treaba, aia e altă treabă, normal. Și tu vrei sex, dar nu cu orice femeie, nu? Unele îți plac, altele nu, e logic. Vrei să faci asta? Man, depinde de intenție. Omul care caută... Nu, eu nu mai ascult ce spune, că nu. Aștept doar să apară aceste texte, să le citim. Omul care caută importanța din partea cuiva este un om super slab, dependent și atașat de cele mai greșite lucruri. Omul care caută importanța din partea cuiva... Cum adică? N-am înțeles. Omul care caută importanța din partea cuiva. Care caută atenția cuiva sau cum? Care vrea să intre în grații cuiva? Este un om super slab? Okay. Ta. Poți să faci rău cu treaba asta, poți să faci bine. Binele pe care îl faci în primul rând este... De ce ai fi un om slab dacă vrei atenția cuiva? Loren. Și tu acele persoane că niciodată n-ar trebui să dezvolte vreo obsesie vis-a-vis de tine, vreo dependență, vreun atașament. De aceea, dacă ar fi să ajungi într-o relație cu ea, mai târziu ar fi foarte fain să-i explici puțin lucrurile astea, să-i explici și ei de butonașul ăsta al respingerii și să o ajungi butonașul să respingerii. Aveți chat un butonaș al respingerii?
fac asta în viața asta, să devină obsedată de persoană. Explică-i cum se instalează, de unde vine chestia asta și brusc ai ridicat-o la un alt nivel de conștiență. Și deci, practic, Loren presupune că toți oamenii sunt, au o obsesie pentru o altă persoană. De ce? Pentru că la un moment dat au fost respinși. Asta e logica lui. Evident, oricine, nu cred că există om care să nu fi fost respins la un moment dat în viața lui de cineva. E normal. Deci clar a devenit obsedat, conform lui Loren, de persoana aia. Apropo, chestia asta este de fapt, nimeni nu o spune, nu o verbalizează, că probabil nu știu cum. Ia că o spune dar el. Chestia asta este ceea ce face societatea cu tine în fiecare zi. În politică, oamenii fac același lucru. Vin și oferă oamenilor respingere, iar pe ei asta îi face să dezvolte obsesie. De-aia consumă știri într-una și vor să stea în acel frame negativ, pentru că acea respingere din partea guvernului, a societății, a știrilor, creează obsesia din om să se ia de ei, să le explice care e calea și așa mai departe. Cum să spui o asemenea aberație? Cum să spui o asemenea aberație fără să ți se aprindă niște beculețe în creier? Deci cum să spui o asemenea prostie? Incredibil, mă! Incredibil, totuși! Nevoia de validare e una fundamentală umană. Suntem ființe sociale, nu putem fără. Exact! Exact! Nu, nu mai luăm la chestia asta de bază pentru Loren. Totul e marketing, observi? Marketing pe lucrurile de genul ăsta. Deci politicienii își propun să refuze oamenii pentru ca ei, oamenii, electoratul practic, să devină obsedați de politicieni și să consume știri și să se ia de ei. Ok. Da. Un alt lucru care ar mai fi de menționat aici, ca să o faci complet nebună după tine, îți dai seama că bad boys ce fac de fapt? Nu o consideră o prioritate atât de mare, pe cât în general ceilalți bărbați o consideră. De fapt, ei... Ce-ți da ce v-am zis eu? Să o respingi. Vrei să fie nebună după tine? Nu. Nu vreau să fie nebună după mine. Vreau să ieșim dracului la un suc și să vorbim, atât. Și după aia vedem noi. Nu vreau să fie nebună după mine, nu. Vreau să fie un om normal. Dar sub nicio formă n-ar trebui să fie prioritatea numărul 1, cum fac mulți bărbați din femei. Iar bad boys-ul... Bad boys-ul. Cum nimic pe această lume nu ți aparține și nu posezi nimic, nu poți pune importanță în ceva că te face automat dependent și atașat. Deci, practic, bă, să nu-ți pese. Că dacă îți pasă de cineva și o consideră o persoană importantă, devii atașat și dependent de ea. Da? E ok ceea ce este ok pentru tine, dar tu cu ajutorul acestor clipuri pe fără sens TV trebuie să-ți dai seama unde ajungi când faci lucrurile astea. Imediat ce faci o prioritate din ea, creează dependența și atașamentul tău. Nu este sub nicio formă vreo formă de respect pe care crezi tu că îi arăți ei sau vreo formă de iubire. Iubirea, în primul rând, vine necondiționată. Cine îți spune ție porc... Faptul că tu respecti importanța pe care o persoană o simte când te conformezi este doar o lingușire a perversității ego-ului cu care ți-o cere. Vă dați seama că va trebui să citesc din nou. Faptul că tu respecti importanța pe care o persoană o simte când te conformezi este doar o lingușire a perversității ego-ului cu care ți-o cere. Faptul că tu respecti importanța... Deci, stai puțin. E fără virgulă, e pur și simplu o frază și după aia un punct. Faptul că tu respecti importanța pe care o persoană o simte când te conformezi, deci tu te conformezi, ceea ce generează o importanță pe care o simte o persoană și tu respecti importanța aia pe care persoana o simte când tu te conformezi. Te conformezi la ce? În legătură cu ce? Și acest respect al importanței pe care persoana o simte când tu te conformezi e doar o lingușire a perversității ego-ului cu care ți-o cere. Deci, e practic ego-ul femeii pervers. Ego-ul pervers al femeii îți cere ca tu să-i acorzi o importanță prea mare. Și faptul că tu faci asta, nu faci altceva decât să-i lingușești ego-ul pervers care îți cere
această, să te conformezi. Băi, nu degeaba are 12 ani în seducție. Iubirea e necondiționată. Dacă o femeie îți spune acum că pentru a exista iubire trebuie să existe respect, tocmai a condiționat iubirea dintr-un loc al frustrărilor, fricilor, temerilor. Deci dacă o femeie îți spune, băi, dacă mă iubești, înseamnă că trebuie să existe și o doză de respect dacă spui că mă iubești. Nu-mi condiționezi tu mie iubirea. Mi-a spus Loren, iubirea este necondiționată. E clar, mi-ai condiționat iubirea. Sau posibil durerilor, nu? Și atunci, vreau să-ți dai seama. Deci când faci o prioritate din ea, au ulterior, ai niște așteptări, ulterior setezi niște lucruri acolo în fundal și arată dependență și atașament. Dar ce înseamnă să faci o prioritate din femeie? Că nu înțeleg. Ce înseamnă? Concret. Dă-mi un exemplu. Care tu creezi o prioritate din femeia respectivă. Că nu înțeleg. Ce înseamnă mai exact? Ce înseamnă? Să-i stai la picioare 24 din 24. Dar el nu spune asta. El nu spune asta. Că să prioritizezi, să acorzi importanță unei femei, înseamnă, de exemplu, tu să fii acasă și ea să te sune să zică că vrei să ieși la un suc și tu să ieși. De ce să prioritizezi femeia când poți să stai acasă să te uiți la un film? Să prioritizezi filmul. Și nu spune să stai la picioare, nu spune să nu fii sclavul femeii sau oricălui alt om în general, ceea ce e ok, înțeleg. El nu spune asta. Întrebarea e de ce nu faci o prioritate din tine. De ce ai nevoie de lucruri? Păi poate faci din tine, că asta vrei tu, să ieși cu fata aia. De ce consider că faci o prioritate din ea, când tu poate faci o prioritate din tine, că asta îți dorești, să ieși cu fata aia? Ce? Nu știu, eu nu înțeleg, dar poate că, na, în fine. Deci Lorena spune, practic, că secretul este să nu ieși cu femeile, să le ignori, să pur și simplu să n-ai nicio treabă și atunci ele vor deveni nebune după tine. Cine ar vrea ca o femeie să fie nebună după el? Nevoie de a, cum ți-ar zice la societatea, se arăți toată ziua că ai nevoie de a fuge ca de dracu, bro, când faci treburile astea și probabil ai avut niște relații până acum și ai... Independența este relativă. Stai. Eu aici vorbesc să treci dincolo de lumea fizică. Ai, lasă-mă, dracu. Ce, mă? Nu degeaba sugerez coaching, să te ajut să înțelegi lucrurile astea. Băi, deci practic trebuie să trecem dincolo de lumea fizică? În lumea spirituală, unde? Vrea să... Ce vrea? Te mierlește la coaching, ce face? Ai văzut treaba asta. Cât ești mai independent, cu atât ai mai atrasă de tine. Cu cât o respingi uneori mai mult, cu atât devine mai obsedată și te vrea mai mult. Bad boys-ul asta face. Bad boys-ul. Asta face. Un bad boys, și ce face un bad boys? Asta face. Le respinge. Femeile sunt dispensabile, practic. Ce chestie ai tu de povestit dacă toată ziua muncă acasă, muncă acasă, muncă acasă, muncă acasă, muncă acasă, îmi place să beau o bere, muncă acasă, îmi place să joc ping-pong, muncă acasă. Când poți să stai și să fraierești oamenii că tu ești un guru al seducției pe YouTube. Nu? Muncă acasă, muncă acasă. Păi da, pentru că altfel moare de foame. Nu poate să-și plătească chirie, întreținere și ce mai are de plătit. Crezi că se duce la muncă ca așa vrea el, ca putea să trăiască? Deci Lorena zice, mai dă o bădreacu de muncă, astăzi n-am chef să mă duc. Astăzi vreau să mă duc într-un loc frumos. Stai că sunt, nu vin bă azi, mă duc într-un loc frumos, fac ceva pe munca voastră. El crede că oamenii se duc la muncă așa, că n-au altceva de făcut în principiu. Că au uitat să trăiască. Trebuie să ai niște povești interesante și trebuie să-ți faci viața mai interesantă ca poveștile alea să fie consecința ceea ce... Toată lumea e ca el, o freacă aiurea pe internet, vorbind la un... nu știu ce e ăla, că la nu se poate numi microfon, și spune niște aberații, încercând să mai prostească niște proști, practic. El n-are niciun fel de studiu, în niciun fel de domeniu, nu este nici psiholog, nu este nimic, practic, dar ne spune nouă că este un expert în seducție și ar trebui să-i cumpărăm lui cărțile, să facem coaching cu el. Trebuie să iei o acțiune în acel sens, în a explora ce înseamnă interesant pentru tine, ce găsești interesant, ca ulterior rezultatul finit să fie că tu ai devenit instant mai interesant. De ce? Pentru că acum îmi face plăcere să te ascult. Interesant pentru tine, apropo, nu pentru ea. Normal. Cool. Până ieri erai muncă acasă, muncă acasă, muncă acasă. Și acum spui că ai fost în Tenerife, că te-ai dat cu schiule, că ai făcut asta.
În loc să stai ca prostul muncă acasă, muncă acasă, tu te bă în Tenerife, prostule. Ce mai cauți la muncă? Tu te bă și tu în Tenerife, du-te și tu în Aspen, la un ski, la ceva. Prostule. Ai prins-o? Este incredibil, este rupt de realitate, pur și simplu. Este rupt de realitate. Asta că ai făcut aia și la modul, mamă, mai zi-mi. Ca femeie întotdeauna se va gândi, păi cum arată viața mea alături de el, dacă ar fi să merg cu el la drum. Deci gândești la treaba asta. Un alt lucru pe care vreau să mai subliniez, care nebunește complet femeia, este să fie un bărbat de acțiune. De fapt, bărbatul care își ia un job, două, trei sau cât are el nevoie ca să își îndeplinească acele obiective, este un e considerat un bărbat de acțiune. Păi, nu, eu cred că e troll. Pe cuvântul meu de onoare, chat, eu cred că este troll, nu se poate. Deci după ce ne spune să nu mai stai ca prostul job acasă, job acasă, job acasă, să te mai duci prin Tenerife și pe la ski, următorul sfat este să-ți iei trei joburi ca să fii un om de acțiune? Și mi se pare absolut incredibil. Deci, bă, tocmai ne-a spus job acasă, job acasă, ai uitat să trăiești. Stai cu nasul la job non-stop. Du-te, mă, prin Tenerife. Du-te și tu în Maldive. Du-te și tu la un ski, fă și tu ceva, stai la job ca prostul. Următorul sfat. Ia-ți trei joburi. Ce dracu? Bărbatul fiind provider, că lucrează la RDS, cum e, provider de net, de ce? Acțiune. Deci, bărbatul fiind provider, știți, da? Sunteți, știți deja. Bărbatul e provider și femeia ce? Receiver, probabil. Acțiunea îl definește. Deci bărbatul trebuie să producă, femeia trebuie să stea acasă, să spele vase, să aibă grijă de casă, de copii eventual, el trebuie să producă. Așa e. Ok. Aici deja a transpirat un pic. Dar n-ai și niște aer condiționat totuși, Loren, acolo? Adică trebuie să faci asta din 40 de grade? Lucru de pe femei vine doar să ofere, vine să-și facă viața mai bună și așa mai departe. Bro, totul este, e țuț. Așa înnebunești complet o femeie. Și practic ne spune că nebunești complet o femeie dacă ai bani și ești provider. Practic ne spune, băi, femeile caută unul care să le dea bani. Practic. Unde alergi când ai tot ce ți-ai dorit chiar acum? La coaching te chem să vezi ceea ce nu vezi acum aici. Sensul sau logica? Adică ești complet dependent și atașat de acel outcome. Tu trebuie să-l obții neapărat, că dacă nu, și de aceea trăiești posibil depresii, dezamăgiri, compulsivitate. Exact. Soluția e să-ți iei trei joburi în Tenerife. Asta era, bă, gata, am găsit sensul, chat. Sensul și scara este să-ți iei trei joburi, dar să-ți le iei în Tenerife. Și așa te duci în Tenerife, te duci și la trei joburi. Iar ultimul punct, ca să faci complet nebună după tine, normal că vorbim de un bărbat care e abundent. Un bărbat abundent? Iubito, ești foarte frumoasă în seara asta. Mulțumesc. Și tu ești foarte abundent. Ok. Care se consideră abundent, are opțiuni, nu stă rigid, nu e acolo speriat de bombe. Nu e... Asta înseamnă că e abundent? Nu e rigid, nu e speriat de bombe, are opțiuni? Atașat mereu și nu stă în excitațiile astea mentale în care tot amplifică emoțional niște lucruri și le face să pară mai mult decât sunt. Și atunci un bărbat de genul ăsta va fi întotdeauna abundent, va veni dintr-un loc în care e o deschidere completă spre oameni. Vreți chat să fiți bărbați abundenți? Oamenii înțelege pe fiecare, îi ajută pe cât poate și își dă seama că iubirea constă în creștere și fericire. Creșterea sinelui, creșterea celuilalt, fericirea celuilalt, fericirea sinelui. Și atunci e complet detașat de toate porcările. Ne-a lămurit Loreș de asta. Ăsta e un om care este bun la oameni și orice femeie va fi nebunită după așa ceva, pentru că dacă el e bărbatul care o poate înțelege, ce poți să vrei mai mult de atât? De fapt, asta căutăm în viața asta, pentru că noi nu ne înțelegem pe noi, căutăm alți oameni care sperăm să ne înțeleagă pe noi. Și atunci dacă omul ăla poate să o ridice, să o inspire, să... Eu din când în când o mai ridic și o mai inspir, să știi. Recunosc asta. Încă mai pot să o ridic și să o inspir. Nu știu cât timp, că am totuși o vârstă, Loren, dar deocamdată mulțumesc lui Dumnezeu, pot să o ridic și să o inspir, da, asta da. O și învețe niște lucruri să... Am și învățat-o niște lucruri, într-adevăr, da. Fie terapeutul ei să aibă și grijă de... Nu, terapeutul ei, adică nu... Ce vrei să iau terapeut personal? Eu sunt terapeutul. Practic, eu sunt terapeutul ei și ea e terapeutul meu, dacă vrei așa. Suntem...
facem ședințe de terapie. Da, când situația o cere, dacă el își dorește asta. Dacă e un... Am înțeles. Concluziile, chat. Nu mai sta la job ca prostul de dimineață până seara, job acasă, job acasă, du-te în Tenerife și distrează-te. Următorul sfat, fii abundent. Și ultimul sfat, ia-ți 3 joburi. Înnebunești orice femeie. Ai învățat elicopterul? I-am arătat și elefantul. Normal, comentariile sunt oprite pentru că nu-l interesează.